Salutare, numele meu este Pera Novakovici, nu uita să dai un like, te rog, dacă îți plac materialele mele și să te abonezi, bineînțeles, la canalul meu. Azi vorbim despre 6 semne că relația ta urmează să se încheie, semne care sunt cercetate științific de către Institutul Gottman sau, cu alte cuvinte, au fost descoperite în urma 40 de ani de cercetări de către Institutul Gottman. Și cele 6 semne, unele dintre ele le știi deja dacă urmărești acest canal, doar am să le menționez, unele poate sunt noi și nu știai de ele. Deci, cele 6 semne sunt în felul următor. În primul și în primul rând, dacă într-o relație există mai multă negativitate decât lucruri pozitive. Asta e cumva intuitivă, nu? E normal că dacă ești mai des necăjit, supărat, în conflicte, cu furie în tine și cu tot felul de emoții din acestea, la un moment dat durerea devine prea mare și povara devine prea mare de dus. Da? Așadar, acesta este primul semn, și anume că există mai multe lucruri negative decât pozitive, chiar dacă e una caldă, una rece, acea relație tot nu este sănătoasă în acel moment, da? În mod normal, Gottman ne spune că rata de pozitiv comparat cu negativ trebuie să fie de 5 la 1. Adică de 5 ori mai multe lucruri pozitive decât negative. Bun. Asta este destul de simplă și ușor de înțeles, bănuiesc, nu? În sensul că într-o relație trebuie să ne simțim bine și să avem mai multe momente bune decât, să zic așa, rele sau negative. Al doilea lucru foarte important, al doilea semn, sunt cei 4 clărețe apocalipsei. Noi am pomenit despre ei, există chiar un video pe acest playlist, chiar așa și intitulat, da, cu cei 4 clărețe apocalipsei, în conflictul în cuplu, că atunci când avem conflicte în cuplu, poate să apară acești călărețe apocalipse, așa spune, așa le spune, așa se numesc, da? Și sunt critica, defensiva, adică apărarea în fața criticii, împietrirea emoțională și lipsa de respect. Astea sunt patru, călărețe apocalipse. Și Institutul Gottman a observat că dacă există acești 4 călărețe apocalipsei, probabil urmează despărțirea sau divorțul în un anumit număr de luni, de zile sau ani. Deci, încă o dată, repet, dacă vrei mai multe despre cei 4 călăreți ai apocalipsei, găsești video în acest playlist. Al treilea lucru din cele 6, foarte important de observat, este capacitatea bărbatului în relație de a accepta influența. Nu? De multe ori, nu știu din ce motive, dar bănuiesc din cauza unui ego mai mare, bărbații au dificultăți în a accepta influența partenerei, a iubitei, a soției. Și atunci poți să răspund în două feluri. Ori prin împietrire emoțională, care este, așa cum ziceam, o călăreță a apocalipsei, nu mai comunic, nu mă mai interesează nimic. Sau doi, poți să reacționezi agresiv, să se apere sau să contraatace, să spunem așa, în momentul în care ei sunt nevoiți să răspundă la critică, cum ar veni. Da? Deci aceste două răspunsuri sunt răspunsuri în general atunci când ne este dificil să acceptăm influența și asta este un al treilea predictor al despărțirii. Al patrulea predictor este inundare emoțională, copleșirea emoțională, dacă vrei, impulsivitatea. Da? Acel moment în care suntem foarte copleșiți emoțional și nu ne mai putem controla, creierul nostru intră în acea stare de luptă sau fugi și în acel moment s-a observat că nu mai putem să ascultăm activ, nu mai putem să avem empatie, nu mai putem să fim atenți la ce spune celălalt, nu mai putem să ascultăm nevoile celuilalt. Deci nu mai există o comunicare reală și o cooperare în cuplu, ci există o bătălie, da? Sau o deconectare. Este al patrulea lucru. Al cincilea lucru, am vorbit despre el chiar săptămâna trecută și este deconectarea emoțională. Da? Al cincilea lucru, al cincilea predictor, să spunem așa, al despărțirii, deconectarea emoțională, când se întâmplă? În momentul în care nu mai știm să răspundem cererilor de conexiune ale celuilalt într-o relație. Deci nu ne descurcăm să răspundem acelor cereri, nu putem observa că s-au făcut acele cereri de conexiune și despre acesta este un video în playlistul nostru despre relații. În momentul în care deconectăm emoțional, intervine acea răceală emoțională, este încă un predictor. Al șaselea și ultimul este să nu știm să facem încercări de reparație în conflict. Adică în momentul în care ne certăm sau avem un conflict, o discuție, să nu știm să facem cele 6 sau 10, cel puțin sunt, da? Încercări de reparație. De exemplu, ne certăm și unul dintre cei doi observă că ne certăm, suntem tensionați, suntem furioși și poate spune ceva de genul hai să ne oprim un pic, văd că suntem inflamați, suntem furioși, suntem nervoși, țipăm, hai să ne calmăm, să luăm 20 de minute pauză sau jumătate de oră și revenim la discuție. Asta este încercare de reparație. Acum,
partenerul sau partenera poate să răspundă pozitiv aceste încercări de reparație sau poate să o respingă, nu? Poate să zică, da, ok, hai să ne relaxăm puțin, când într-adevăr am luat o razna, sau poate să zică, ce, vrei să ne oprim? Nu, acum rezolvăm, acum trebuie să rezolvăm tot, da? Și ne certăm în continuare. Dacă avem pe tot 6, evident că lucrurile, cum să spun, clar nu sunt în favoarea noastră, dar vestea bună și mesajul pe care tot timpul am pentru tine că întotdeauna trebuie să avem speranță și trebuie să avem o atitudine bună, pozitivă și optimistă și să știm că totul depinde de noi. De cele mai multe ori atitudinea noastră face totul atunci când vine vorba de relațiile de astea de cuplu și e important să observăm aceste lucruri atunci când se întâmplă. Te rog să-mi scrii un e-mail la pera@personalitatealfa.com în momentul în care simți că ai unul din aceste semne sau mai multe sau poate toate. Scriem cum ești, scriem care e situația și să vedem dacă putem să găsim împreună o soluție să abordezi această problemă în relația ta. Mulțumesc foarte mult! Ciao, ciao!